Ok. Măcar dacă mi l-ar fura cu copaci. Dar mi-l fură cu sârme. Milioane. Milioane de sârme. Care duc în internet. A găsit pe la dumneata. Cerul a tot mai îngust. Trotuarele tot mai impregnabile. Incapacitatea de a mă bucura de orașul meu. Toate astea la un loc te putea gândi că ar rezulta o cultură mai vie, una care să umple sala principală a Teatrului Național. Micile și marele, marile spații de spectacol din toată țara. E, dar până și spațiile culturale, cele în care se cumpă lucruri mari, nesăturate, dragilor, instituționale. Ne găsim confruntați cu un mare paradox. Până ca ceea ce facem noi aici și Cosmin Peța la control, până când spoken word-ul să devină o instituție, avem o fereastră mai mică sau mai mare, în care nu depindem de niciun boss instituțional. Putem face pe bune. Ce se va întâmpla în seara asta pe scenă? Deși fiecare dintre oamenii prezenți pe scenă a exersat o viață pentru asta. Andrei Bălan! Amat Dadar! Juan Carlos Negrete! Care se vor lăsa pradă muzicii create de oamenii ăștia. Ei înșiși au petrecut sute, mii, zeci de mii de ore în singurătatea aia acerbă cu pagina. Vocea fiecăruia. Dincolo de asta, cu mare grijă, aveți grijă cui spuneți despre ce se întâmplă în seara asta. Primul care se urcă pe scenă este poetul meu preferat din anii în care se scria și când învățam și eu poezie. E Sorin Ghergut. Are un singur urmaș pe care sper să-l văd și pe el aici. Medico. Domnul Ghergut, am emoții și mă ia cu toate alea. Mă rog eu mult. Dimineața
asta îmi dau seama că apartamentul a fost minat. Risc să sar în aer când cobor din pat. Sunt geniștii, au băut până la 4. Rămâne când auzim după prânz. La 11 mă sună mama, îi explic situația. Momentan pot oferi numai consultanță și doar telefonic. Calificarea mea e literă, ce consultanță să ofer? Am citit 10.000 de anunțuri imobiliare, mă gândesc că încerc ceva în direcția asta. Geniștii ajung la 6, sunt încă mahmuri. După un sfert de oră constată că le lipsește o cheie de 14 și pleacă să o ia. N-am mâncat nimic, n-am fost la toaletă și nu peste mult timp se înserează. Au trecut 2 ore, nu s-au întors geniștii cu cheia. Să-i mai aștept maxim jumătate de oră. Memorabile sunt mai ales lucrurile fără trecut, fără precedent cunoscut, out of the blue, unicate, nemai auzite și sau nemai văzute, inedite, neașteptate. Dar ce e nou? Dar ce nu e nou? Și așa mai departe, altă țară unde nu s-a dus nimeni și dacă s-a dus nu s-a mai întors și dacă s-a dus și s-a întors nu i s-a făcut de briefing sau nu i s-a terminat sau a plecat iar și așa mai departe. Și așa mai departe îi tărâm virgin unde n-au ajuns sunet și nici lumini și dacă au ajuns acolo au rămas nici o vibrație, nici un foton, n-au făcut cale întoarsă ca să ne lumineze, să ne încălzească și amândând despre ce vorbim. Nimic memorat care să nu fi fost mai întâi perceput, dar la fel de bine nimic uitat care să nu fi fost mai întâi perceput. Pe contul lor, când a urcat, probabil că l-ai văzut, dar nu ai reținut, ai uitat și ușa și stația. Îl ții minte, în schimb, din momentul în care și-a scos și-a arătat legitimația. Vine primăvara. Mai bine primăvară decât deloc. Durerea pe care ți-o provoc e durerea pe care voiam să mi-o provoc. Zice pisica și mai dă o dată cu gheara. E profitabil să nu cauți exclusiv profitul. Când dorința e mai mică, crezi șansele să ai ce-ți dorești. Nu neglijabilă neapărat, dar fără exacerbare. Dacă nu te sperii, scade riscul să fii atacat. Să accepti compromisul e primul pas spre perfecțiune. Sau nu neapărat perfecțiune, dar maxim ce poți obține, optimizare. Grăbește-te încet și lucrul mecanic efectuat o să cazi în picioare. Cu maximă bucurie și minimă întristare. E profitabil să nu cauți exclusiv profitul. Când dorința e mai mică, crești șansele să ai ce-ți dorești. Nu neglijabilă neapărat, dar fără exacerbare. Dacă n-ai treabă, scade riscul să fii deranjat. Să accepti compromisul e primul pas spre perfecțiune. Sau nu neapărat perfecțiune, dar maxim ce poți obține, optimizare. Grăbește-te încet și lucrul mecanic efectuat o să cazi în picioare. Cu maximă bucurie și minimă refraining, întristare. Din București se gândea nu neapărat să se sinucidă, dar să îi se întâmple ceva și cine a greșit amarnic și profund să regrete. Pe fundul ăsta a făcut un pumn în perete și cine a țipat? Cineva cum ar veni să se gândea nu să se sinucidă, dar să pățească ceva. Și cine a greșit să regrete? Pe fondul ăsta, adaptare cu pumnul în perete. Și cine a țipat? Perplex și imperturbabil. Asta trebuie să-mi fie deviza, îmi zic. Pe blazon gen, cam câteva ore, maxim 24, iar să mă enervez și de ce? Pentru că unii să mor eu, incolicibil. Care între ei, cel din tâi, cine e? Eu ăstrurii.
World expert number one în furatul din cap al căciulii, unde capul e cel propriu și privesc cum răsare. Sau nu e al meu? Al meu e capul, oare? Do fi una, do fi alta, distribuție Bernoulli. Sunt eu cu elastic înțepenind la jumate, spisica cu o felie de pâine cu unt, fixată pe spate, în rotație la semi-înălțime, copyright John Frazee. Sunt morsa pe bicicletă, sub soarele roz la miezii. Bocații sunt diferiți, au mulți bani. Bătrânii sunt diferiți, au mulți ani. Dușmanii sunt diferiți. Sunt diferiți, sunt dușmani. I'm neither ugly nor am I a creep. The thing is, I'm in constant need of sleep. But I take a long break, and when I do awake, verily I say unto you guys, you'll be in for a big, big surprise. Fac singur ordine și curat, pentru asta a trebuit să renunț la job, a trebuit să renunț la prieteni. Dar îmi fac ordine și curățenie singur. Când nu fac ordine și nu fac curat, fac mizerie, fac dezordine în paralel sau în serie. Acasă e locul în care când nu zac, nu fac decât vraiște și mizerie, respectiv ordine și curat. Steac cândva alb băgat la spălat în familie și în timp ulterior imaculat, umbilical l-a uscat. Pentru asta a trebuit să renunț la job, a trebuit să renunț la prieteni. Nu fac singur ordine și curat, dar pentru asta a trebuit să renunț la A, meserie, B, companie, C, datoriile sociale. Când ai bani, n-ai mușchi. Când ai mușchi, nu mai ai bani. Când ai iar bani, iar n-ai mușchi. Când ai și bani și mușchi, nu te mai ajută fața. Ce e prietenia? Prietenia e te plac, dar nu știu dacă ți-aș da un rinic. Trebuie să mă gândesc bine. Dacă îi trebuie, Doamne ferește, cuiva din familie. Am de dat decât unul. Asta e prietenia. Prietenia, dacă aș avea trei rinici, unul l-aș rezerva pentru tine. Mai mult sau egal cu trei. Un număr de rinichi sau mutatis mutandis alte organe, două inimi, câteva mii de testicole, câteva mii plus unul. Versus, prietenia, ești prietenul meu, nu te întreb la ce-ți trebuie rinichiul, ia-l tău, ridică-te și umblă. Păstrează-l cât ai nevoie și orice alte organe îți mai trebuie, spune și vedem cum facem. Sânge, transpirație, lacrimi, orice fluide, nu-mi trec, nu-mi spune. Un testicol, uită-l aici. Un mănunt de celule hepatice? Nu sunt bun, doar par bun și n-aș vrea luat de bun să fiu răsplătit. Decât dacă nu se poate altfel. Dar mi-ar plăcea să nu se poată altfel. Sunt fan răsplăți, mai mult sau mai puțin meritate. Nu sunt bun, doar par bun și n-aș vrea ca luat de bun să fiu răsplătit, decât dacă nu se poate altfel. Dar mi-ar plăcea să nu se poată altfel. De ce să mint? Nu-mi pică rău o răsplată. Nu. O răsplată nu-mi pică rău niciodată. Protolimărix, după Radu Nițescu. Ce fac eu lăsat singur în gospodărie? Las invariabil ceva undeva să se împută. Ce altceva să facă lăsate undeva la căldură? Fructe, legume, cărnuri, lactate. Undeva pe lumea asta avem o vacă. Întrebarea e unde, nu dacă avem pe lumea asta o vacă. Întrebarea e cine întoarce din ugerul ei proteine, minerale și vitamine. Minerale, calorii, vitamine. Minerale, grăsimi, vitamine. Lapte, sânge, apă grea. Avem o vacă, când o vom vedea? Avem o vacă, care este ea?
Undeva pe lumea asta avem o vacă. Întrebarea e unde, nu dacă avem pe lumea asta o vacă. Întrebarea e cine stoarce din bucer ei proteine, minerale și vitamine. Lupta a fost inegală între jetul de pipi și o proeminență fecală de pe arcul de elipsă al Budei, rezistentă ca și cum ar fi prins rădăcini în ceramica ei. Măcar am încercat, a zis un băiat din sectorul 3. Măcar am încercat, a zis un băiat, să mor eu, uitându-se nemulțumit în WC-ul. Lupta a fost inegală între jetul de pipi și proeminența fecală, care parcă a prins rădăcini în porțelan. Măcar am încercat, a zis un băiat, pe bune, am avut și precizie, am băgat și presiune. Dar lupta a fost inegală între jetul de pipi și proeminența fecală, protuberanța fecală. O minge, da, rotundă, dar o minge pe care nu o putem vedea și nici atinge, dar ne putem juca cu ea, suntem peste tot afară. O minge, da, împărată, dar o minge pe care nu o putem mișca, mult prea mare sau și mult prea grea, medicinală sau ceva. Jucăm și fără să ieșim din case și fără șuturi, dribling-uri sau pase. Un stoc, o prevare cu o minge mai tare decât putea omenirea să umfle, pompând în ea, și ultima moleculă de gaz din atmosferă, respectiv subsol, și e gol. Iar jocul nu se mai rea. Un stoc, o prevare cu o minge mai tare decât putea omenirea să umfle, pompând în ea, și ultima moleculă de gaz din atmosferă, abdomen, subsol, și e gol. Prosecco, inorocul avea ca și corn, din plastic și gol. Călca ca un inoroc, privea ca un inoroc, dar în loc de corn gen avea un pahar gol din plastic. Suntem mașini de trăit și eventual de mulțit all right. Dar ce mașini? Mașini străine, Sorine. Suntem locuri de parcare în capitală, inclusiv dar nelimitat la parcarea cea grea, laterală. Până la daună totală, cu ego-ul de ego dânt, până când pică la pământ, până de jos nu se mai scoală. Punem în altul tot ce sunt, lunii ar zice, prima oară, cu ego-ul în ego dânt, până la daună totală. E doar o chestie mentală, reprezentarea vrând nevrând, locuri sunt, poftiți în sală, nu o să dureze foarte mult până la daună totală. Locuri sunt, poftiți în sală, nu o să dureze foarte mult, până un altul tot ce sunt, lumii ar zice prima oară, până când pică la pământ, până de jos nu se mai scoală, locuri sunt, poftiți în sală, nu o să dureze foarte mult. Cu ego-ul de ego dând până la daună totală, reprezentarea frân nefrân e doar o chestie mentală. Locuri sunt, poftiți în sală. Ce una? He went up to Nineveh, them guys repented that very hour. The Lord did forgive them, and Jonah was sour. It cast his way, man ends dragged through the mire, got hold of a sharp nail, and punctured God's tire. A fost un act de cruzime să începem așa brusc.
A fost un experiment mai ales la adresa lui Sorin Gherguț, dar și pentru prietenii noștri de pe scenă, care poate nu știe toată lumea, cântă pentru prima oară împreună în formula asta. Formatul nostru cumva presupune două runde de încălzire. Mai întâi cântă ei câteva minute ca să se obișnuiască unii cu alții, să vadă cam pe unde sunt, după care urc eu ca sacrificiu să pregătesc cumva următorul poet care e pe scenă cu o glumiță, un text, o parodie și așa mai departe. De data asta am făcut acest experiment în care toată lumea intra brusc și s-a setat din mers lucrurile. Acum, pentru că urmează Adelina Pascale, aș vrea totuși să facem o mică încălzire și o să pretindem că o luăm încă o dată de la capăt. Înainte însă aș vrea să-i prezint pe, sau să-i reprezint pe o parte dintre ei. Andrei Balan este alături de Amitabil Cucheri. Cumva trupa deja rezidentă pe cuvânt, ei sunt a treia oară și el a patra oară. Ei sunt vrăjitorii principali și îl avem pe Mohamed Zatari. Țin în mod special să-i mulțumim laud și să vă spun că de obicei nu ne formalizăm așa cu băieții ăștia din spate, nu prea îi prezentăm, nu ne, cumva avem deprinderea asta, pentru că am doi organizatori, suntem cu poezia, cum și celălalt, dar ei de fapt muncesc cel mai mult, pentru că ei bagă non-stop și trebuie să improvizeze, să creeze. Și măcar acum, dacă pe Andrei și pe Juan nu i-am gratulat niciodată cu suficient de mulțumit și prezentări, pe Mohamed aș vrea să vi-l prezint așa pe scurt, să vă spun că eu l-am auzit odată cântând într-o situație total neformală. Era în atelierul Ramune Iacob, care și-a expus niște lucrări, e undeva pe aici în sală, într-o formulă foarte modestă. A invitat lumea la ea în atelier, în loc să mai cheme lumea la galerie și așa mai departe. Și a creat o atmosferă fermecătoare, dincolo de faptul că am văzut și, mă rog, ne-a primit cu bunătățuri, cu nu știu ce, cu o atmosferă extraordinară și mai departe. La un moment dat a început să cânte cineva la ud. Și dintr-o dată lucrurile au căpătat o nouă dimensiune. Cam asta se întâmplă și cu poezia și cu spoken word. Și după aia a venit Andrei Garnard, care cânta la chitară, l-am dat apăcat și pe vocea. Și eu știu atunci, fiind un necunoscut pentru mine, nu știu, am dialogat un pic, dar așa cu tata, știu că mi-a spus atunci ce mult mi-aș dori să-l văd în relație cu poezia. Și îi mulțumesc Ramonei că a facilitat această recuperare peste câțiva ani. Am reușit în sfârșit să-l avem printre noi și cumva mi s-a împlinit și mie visul ăsta. Și de-aia aș vrea acum să resetăm și relațiile de scenă. Aș vrea să vă propun o situație în care să începem să construim de la liniște. Și asta e un lucru esențial pe care tot repet, nu trebuie să cânte toată lumea odată. Și cumva și poeții invitați nu trebuie să ferească să spună cam ce vor, cam nu știu, trebuie să fie un flux. Îmi pare rău, Sorin, că te-am aruncat în cușca leilor. A fost un experiment, o cruzime din partea noastră, dar te-ai descurcat foarte bine. Am văzut că pe măsură ce au avansat lucrurile a fost. Și pentru că tot am pomenit, puteți să începem, e o parodie, deci un text de sacrificiu umor. Începem de la tine, după aia intervii tu, după aia intervine el și faceți ce vreți și o să plec, dar voi continuați la un moment dat când termin. Asta e o altă chestie pe care aș vrea foarte mult să înțeleagă toți poeții. După ce termină și publicul, după ce terminăm, dacă poetul pleacă, dar ei continuă să cânte, muzica nu și-a un rol de vasalitate. Poezia este împreună cu poezia. Și dacă poetul, din motivele lui, pleacă, lăsăm să plece. Aplaudăm la sfârșit.
Aplauzele sunt facultative. Cuituirile, uralele, încurajările în timpul numărului. Da. Dar niciun caz să nu întrerupă ceea ce se întâmplă aici. Vreau să întrerup eu. Facultative și... fiind, cum sună aplauzele? Și asta e o chestie care se construiește împreună și cu voi și cu ei. Și... să mă mai zic acum și despre ce tipicul era o parodie. Aici e vorba de un text al lui Mihail Baculoschi, care se numea Poem de dragoste pentru iubita mea. Na. Și asta deschide în fiindă posibilități. Vă rog, începem de la Dinișa. Zatari, Juan Carlos Negrete și Andrei Bălan. Dar de mine va fi foarte
Thank you.
Thank you.
cartierul nostru plicticos, când autobuzele se pregătesc de depou și insectele se strâng în microhabitat, doar o rază de lumină deasupra bungalourilor mai tranzitează, ca un merg pe care îl lăsăm să ne traverseze tot corpul. Divisați în niciun vegetale din aluat, ne dorim războaie atomice, dar virtuale, lucruri reale, dar scufundate, imagini din nano, un cinematograf al lucrurilor care nu durează. În timp ce noi urmărim geografia întunecată a locurilor în care am făcut dragoste și așteptăm să intrăm în vis ca meteori în orbitele altor planete, mai încolo doar vesme nelocuite, o grădină de bonsai floritoare în capătul cimitirului de mașini. Aici un expat Taiwan, acvariul proaspăt deschis folosește cea mai recentă tehnologie pentru a simula diverse condiții de mediu, umiditate, temperatură, miros și sunet. Astfel, oamenii se apropie de sentimentul existenței și supraviețuirii în adâncul. În rezervor, doar mirosul metalic și zgomotul motoarelor mai traversează algele luminate și pH-ul nivelat. Undeva printre toate acestea am reușit o radiografie a sursei de lumină. Corpurile noastre bioluminescente, plante de anubias înflorite pe subapă. Acum sunt fata tunsă scurt care dansează în fast food și visează să fie oriunde în altă parte, oriunde lumina neoanelor dispare. Ce iubește acum? Biletul de avion scris pe un șervețel, monede ingerate de jukebox în așteptarea digestiei, toate lucrurile care nu vor expira niciodată, ursuleți de pluș zâmbind înapoi din vitrină. Costumul de stewardese e proaspăt spălat, când vor
forma visului sub un revelator fotografic, e doar o trecere peste ape. Ce iubești acum? Sunt fata atunci să scurt, care dansează în fast food și își dorește să fie oriunde în altă parte, oriunde lumina neoanelor dispare. Ce iubești acum? Sunt fata atunci să scurt, care dansează în fast food și își dorește să fie oriunde în altă parte. Dragul meu, Chomoan, am petrecut 7 ore în aeroport ca să fiu inadaptată. 18 ani în orașul natal pentru a fi purtată de la adolescență la depresie mixtă. Ani cu medicamente naturiste care nu rezolvă nimic. Pentru răceală în abeiati, ceaiul lung pentru bună dispoziție, tofu și noodles pentru digestie ușoară, ginseng și enochi dimineața, rădăcini de lotus pe timp de furtună. Atât de multe conserve expirate, printr-un telescop mic n-aș vedea decât cum ce începe cu tristețe se termină cu putrefacția bucății de somon din furtuliță. Și totuși, sunt atât de tânără, încât sunt încă îndrăgostită de Hanare și Orchicichina din Okinawa. Și mă gândesc la tine în timp ce nivelul de decibeli din Beijing mă surprinde curățând fructul de licii. Și mă gândesc la tine în timp ce nivelul de decibeli din Beijing mă surprinde curățând fructul de licii. Și mă gândesc la tine. Thank you.
timp ce aștept răbdătoare rând la patiserie, mă gândesc la ea. La felul în care, scufundat de una în alta, ca două plăci tectonice, gata să se îndepărteze, să se producă ruptura, simțeam cum mă îmbolnăvea doar ca să mă vindece. Obiectul ei neprețuit, un stomac cu microplastic. Cum apar pentru ea în mijlocul iernii, doar ca să duc mai departe trauma transgenerațională. Să fiu din nou geneza, speranța că nu e de la capăt. Pentru ea Berlin, pentru ea Viena, pentru ea Vietnam, pentru ea meditație și supă de substanțe. Pentru ea tot ce nu a fost pentru ea. Și chiar dacă nu mi-a dat mecanisme de apărare, am avut oase puternice și reziliență să trag. Într-un oraș în care nu știu decât o adresă. Mica e coadă de cometă îndepărtându-se. Că doar așa îmi poate fi aproape. Aici, căldura covrigului cu ciocolată, străbătând sacoșa. Dragilor, Șerban Mihalache.
vibrațiile cu un ecou, presărit din vibrația acelor pernei mele din piept, din continua căutare de a completa mai mult acest corp și acest abur în culorile ascunse ale negrului, care mă îndeamnă mereu stăruitor spre ceva rar și greu de găsit, ca urmele civilizațiilor marțiene care s-au bucurat cândva de fluviile revărsate din matcă ale călătorului roșu din curtea din spate a omenirii. Dar acum văd tulpinile verzi ale aerului strecurându-se printre urechile acelor, prinzându-se de piele, precum sinapsele emergente ale unei străfulgerări trecute în noapte. Și urmele plăcilor tale tectonice, izbindu-se fără de cutremur, lăsând un culoar de navigare prin magma pe care plutesc, pentru mâinile care sapă spre liniile orizontului corpului tău. Și apoi doar parfumul coapselor și claviculelor și buzelor despărțite de glezne, căldura ta ambibându-se în fibrele și în ponii unui zâmbet pe sub care guști până în dermă puținul spațiu rămas între piepturi. Există în tine ceva rar și greu de găsit, ceva negru și verde, viu și velin, apărut din senin, tandru și apric, intim, străin. Aduc a patra bere, știam că ne-așteptai și un pahar, dar nu aș fi crezut că o să desfaci așa ușor cu dinții, dar în fond și scrisorile mi le citeai, cufundată în cadă, insistând că doar sub apă devin transparent. Cuvântul tău preferat mereu a fost palimpsest și ai convins până și un siroza nou să ne rescrie a cincea strofă. Îi povesteai cum obișnuiam să te găsesc, sărind în sticlele verzi, puse turn în mijlocul grădinii. Și era clar că doar aceea e reciclarea în care crezi. După ultima furtună, m-ai adăpostit sub o streașină lăuză în dormitor și mi-ai promis că nu vor mai urma mai multe decât știi că pot să duc. Și te-ai bucurat nespus văzându-ți lanțul de camioane, ocolind cu nonșalanță vama, aducând mirungerea în grade pentru cel puțin o săptămână sau măcar până la următorul semnal de alarmă, iar eu cedez în fața oricui și mai ales a ta. Dar nu-i de ajuns că improvizăm un culcuș din rumegușul pe care îl freci de la ochi în toate momentele mele de cumpănă. Așa că vină o costumieră mai aproape de acest chiștou cu încă două fumuri și toarnă ce-a rămas din sticla în ea. Convinge-mă să-mi pun cu negru ochii și să-i cufund, eliberați de trape, în plasa de nesiguranță pe care o întins cu devotament și dă-ne foc cu tot cu acest poem. Să se stingă și arderile de tot.
Idei precum și câinii pot mânca din firmiturile ce cad de la masa stăpânilor. Nu sunt benigne puse într-o limbă în care diferențele dintre umil și umilit sunt mici și negirate. Dar totuși am văzut că se poate și din resturi să trăiești. Ani de zile întâlneam același om, infiltrându-se în cantina facultății, oprindu-se la fiecare masă și întinzând o mână salvatoare către tări din abundență abandonate. Pline de fripturi, chiftele, șnițele ambutate doar pe spert și îmbrățișate între paste sau piure cu nicio gură lipsă. Și deși plătea în felul său, tot mânca mai bine decât noi. Așa că am început să scot încredere din bancomat, cât să primesc din nou monede rest și să se adune cât pentru o planșă reciclată și din firele de păr a 7 investiții neajunse la maturitate am asamblat și pensula și acum îți decorez un tort acrilic cu frișcă fără zahăr și căpșuni și lumânarea e un opt întors din care mușc o jumătate și înghit cartonul cu nesat simțind cum cea rană alunecă pe gât și acidul gastric mi-aduce mântuire. Mă tot uit la picioarele femeilor, prin baruri, prin autobuze, pe stradă. Unele mai sunt lungi, pline, zâmbitoare, corintice, albe sau îngălbenite de timp, descoperite, nedescoperite, nici unele nu sunt ca ale tale. Peste 100 de metri virează la dreapta, 4 stații de autobuz, Cogălniceana, Izvor, kilometrul 0, puțin mai sus de ultimul etaj, prin ușa fără sonerie sau vizor, un surâs lipit de perete, un bec adormecându-l pe ascuns, o icoană culcată pe platul servantei, o mască sprijinind tavanul, bancheta din sufragerie, covorul cu fir scurt, în genunchi, în jos, înăuntru, întreb totuși, încotro spre tine. Mă tot uit la picioarele mele, la golul de dedesubt și dintre noi. A durat mult să scot pe gură primele cuvinte, deși puteam să le și cânt deja. Și când am decis într-un final să pun capăt așteptării,
nu am fost nici mamă, nici tata, nici bebe, ci mi-e foame. Și porunceam armatelor de farfurii să se alinieze, aducând tribut celui care va ajunge să le spele cu același drag în care am fost spălat și eu. Și am știut să mânuiesc o lingură înainte de a învăța să scriu. Și am învățat să scriu înainte de a ști să mă abțin. Dar cum altfel să-mi leg inima de creier, dacă nu și de stomac? Sunteți adierea în surdină, prin care mi-argumentez și augmentez ființa. Simultan spre voi și împotrivă, spre ce e bun și ce e și mai bun. Sunteți luna plină în miezul zilei, privind peste un ambuteiaj interminabil, și mi-ați înfierat în ochi și între coapse nava, albia și siajul spre o planetă pentru care nu mi se acordă viză. Și stau blocat, bară la bară, sub cascada propriului meu sânge, cântând mereu la 7 cuvinte peste tonici, în bătaia sincopată a unei inimi tot legată și tot mai flămândă. Soțul ideal într-o casă fără pată și pustie. Voi fi tatăl cel mai demn de iubirea pruncilor orfani. Voi fi reprezentantul laic al frumosului, instaurat pe post de zeu și deja spăl vasele atât de bine, fără urmă chiar și cu apă rece. Și parcă vreau să merg neanunțat, să bat în ușa celor care dorm în patul unde am dormit și eu, să le spun că numai eu pot fi de vină pentru toate acele insomnii, să le spun că numai eu pot fi de vină că trosnește din senin parchetul sau că a uitat apa cu când și voi, că au sufrageria plină de furnici și muște și tacâmuri, eu găsesc iuveta goală și în frigider nu-i nici lumină. Să-i chem la slujba mea de masă, în biserici părăsite, fără hrană. Să mă vadă cățărându-mă în amvon, ca iedera pe zidurile inimii, făcând o veșnică fotosinteză sacră, împărțind pachete de pomană, și producând deopotrivă pentru strană oxigen și pentru mine lavă. Să-mi spuneți. Dragoste.
doar cu dragoste. Fără dragoste nu aveți ce punct aici. Ha ha ha!